Bună tuturor și bine ați revenit la Povești Cool! Astăzi, după cum v-am promis, intrăm împreună în lumea dansului și a gestului. Mai exact, o să vă arătăm imagini de la câteva dintre spectacolele care au încântat anul acesta publicul la cea de-a 8-a ediție a Festivalului Artelor Spectacolului Babel, care a avut loc an de an la Târgoviște. Tema propusă anul acesta pentru toate cele 26 de țări participante a fost gestul. Gestul este formă și energie. Cât de greu este să armonizăm adevărul cuvântului cu adevărul gestului? Cât de mult poate distruge un gest fals totul? Într-o lume care a devenit mută în a-și exprima autenticele trăiri și surdă față de tot ceea ce este lipsit de pragmatism, gestul contează. Babel 2018 și-a propus să se exprime prin gest. Antigona, tratată clasic, ceea ce m-a bucurat foarte tare, pentru că am văzut tot felul de montări pe subiecte de Grecia antică, de texte vechi foarte modernizate. Nu știu dacă este clasică, pentru că nu știu cum arăta teatrul în Grecia antică, dar am citit foarte mult în zona aceasta, pentru că este un prea plin de contemporaneizare a textelor, în general. Este și foarte comod să faci lucrul acesta. Deși în text sunt multe lucruri care se potrivesc perfect. Da, mai ales legătura cu Dumnezeu, iubirea, relația cu părinții, mitul lui Oedip, pentru că am introdus în prima parte și un fragment din Oedip, ca să înțelegem mai bine povestea din Antigona. Eu, în general, am o structură clasică, pentru că a avea structură clasică înseamnă a avea respect pentru tradiție, pentru cultura pe care ai moștenit-o și ai niște obligații în viitor. Trebuie să fii permanent alertă, să cauți ce s-a scris, să cauți ce se scrie astăzi pentru a înțelege ce s-a întâmplat în trecut și în felul acesta ne putem plasa și în viitor. Pentru mine, Antigona este o mare provocare și pentru că este prima piesă în care nu apar zei, zeii sunt evocați, este, cred, prima piesă care se poate apropia de cultura occidentală, mai ales prin latura creștină a culturii occidentale, de aceea îmi imaginez finalul pe un soi de răstignire a Antigonei, care a trecut prin mai multe pasiuni, pe o muzică de Tchaikovsky, o muzică ortodoxă, să spunem așa. Am ascultat această muzică prima oară într-un film, în Andrei Rublev. Exact. Și de foarte multe ori, atunci când facem un spectacol, îl facem pentru noi, în speranța că niște spectatori vor fi interesați de acest demers, de asta tot ce ține de filmele pe care le avem în cap, de muzicile pe care le-am ascultat și ne-au bucurat foarte mult și ne-a emoționat. Toate aceste lucruri constituie un cocktail care se numește acum Antigona. Cred că este un spectacol exemplar pentru că este și un soi de renaștere a teatrului din Pitești sub noua direcție a lui Nicolae Poghirb. Este o ambiție a lui de a readuce performanța și într-o lume în care comedia își are întâietate, este un mare act de curaj să faci o tragedie antică. Pentru mine este și o bucurie, pentru că întotdeauna am fost interesat de teatru, de ritual, de tot ce înseamnă gest, de tot ce înseamnă privire și mai ales de o anumită rostire a cuvintelor cărora trebuie să le dăm greutate, pentru că noi vorbim precum domnul Jourdain astăzi, facem proză fără să știm că facem proză. Deci, uneori ne rostim cuvintele din rugăciuni în viața de zi cu zi, ceea ce este foarte important pentru salvarea ființei noastre ascunse. Și chiar am remarcat treaba asta, mi-a făcut mare plăcere că toți, absolut toți, pronunțau corect Oedip, pentru că știm că e o mare încercare unui pe care îl întâlnim aproape zilnic la știri și pe care toată lumea îl pocește. Așa că cred că te-ai străduit din greu și pentru asta și am apreciat în egală măsură finalul și patimile ei și răstignirea pe care firește că am remarcat-o. După cum se știe, eu sunt cel mai cunoscut scenograf dintre regizori și cel mai cunoscut regizor dintre scenografi. De data aceasta, directorul mi-a spus, vei face numai regia acestui spectacol și o să-ți propun o scenografă. Și când am auzit numele scenografei, am acceptat imediat. Dar nu această acceptare este importantă. Este vorba despre Maria Miu, este și scenografă de film. O mare scenografă, o mare artistă. Eu am arătat propriile mele machete și schițe la Antigona, pentru că așa lucrez, am nevoie de un spațiu concret. Și a venit cu o machetă care arată cam așa și am rămas uluit, pentru că mi-am dat seama că Palatul lui Oedip este presupus, este ascuns în pământ. Deci un palat, palatul este și nu este în același timp. Că toate intrările sunt trimiteri și la ferestre, și la uși, dar mai ales la cripte, la lumea de dincolo, această legătură care se face între vii și morți, care mi s-a părut foarte interesantă. Deci iată o echipă cât se poate de complexă, cu mari personalități ale artei contemporane, toate reunite sub același drapel, ca să spun așa, pentru că este un pariu foarte mare să reușim o Antigona cum n-am văzut nici eu, pentru că toate textele antice pe care le-am văzut, cel puțin în România, sunt tratate în cu totul altă cheie. Îmi spunea cineva, da, este un text un pic cam cântat. Este foarte adevărat, dar toate sunetele, toate muzicile care se creează în mod direct trimit la acest text cântat, este un text incantat. Incantat. Asta am vrut să spun și mi-ai furat ideea. Da, este un text incantat și sigur că noi am pierdut acest exercițiu, dar este important să-l facem din când în când. Îl fac mai ales budiștii. Dar cum le-ai convins pe niște actrițe atât de tinere să facă un text de genul ăsta, de incantație? Oamenii când au încredere în tine fac orice fără să-și pună foarte multe întrebări. La un moment dat o actriță mi-a spus, fac așa pentru că așa simt, și i-am spus, este greșit. Nu putem face lucrurile exact așa cum simțim. Trebuie să le facem așa cum trebuie să făcute. Există niște legități în teatru pe care trebuie să le respectăm. De fapt, munca mea, în general, în România, este cu arta care se face pentru că este simțită într-un anumit fel. Eu apropii foarte mult arta și de știință. Nu putem face lucrurile ala-ndala. Există întocmai ca în fizică, ca în matematică, există niște formule și aceste formule trebuie să le descoperim spectacol de spectacol. Există un ritual practic pentru că ea încalcă o lege a lui Creon și face o îngropăciune. M-am întrebat dacă ai mers cu gândul, având în vedere că știu că ai călătorit în Iran, dacă ai mers cu gândul la un film recent unde tocmai explicau că, de exemplu, dacă acolo nu era neapărat interdicția din partea cuiva, ci doar pentru că era o altă religie și dintr-o dată nu mai puteai să-ți îngropi morții. Și mă gândeam dacă e o simplă coincidență, adică este doar o sincronicitate sau te-ai gândit la asta atunci când ai fost în Iran? Nu m-am gândit la asta, dar foarte multe lucruri mă leagă de Iran și aceste lucruri se găsesc și în muzica spectacolului. În primul rând, culoarea decorului, a pământului. Deci noi am plasat acțiunea, nu știm cum arată, știm doar că grecii își pictau acele statui din marmură pe care le vedem astăzi nude, vedem doar roca. Ele erau vii și aveau această funcționalitate de statui vii și dacă mă gândesc și la statuile de Tanagra care au o materialitate specială, o fragilitate pe care decorul o sugerează. Pentru că nu știm cum arăta exact Grecia antică, ne-am gândit că dacă mergem în zona mesopotamiană, atunci, deci într-o zonă transistorică, practic, pentru că în Mesopotamia s-au perindat foarte multe popoare, atunci avem, sigur, aceste cărămizi pe care s-au și scris texte, cărămizi care au alcătuit case, care au alcătuit temple, și este o culoare recunoscibilă pentru fiecare, chiar și pentru țăranul român care își clădește o casă. Deci cam în felul acesta ne-a gândit spectacolul. E o culoare a lutului, de fapt, din care poți face sau desface. Exact. Și dacă e să ne ducem la creștinism sau chiar la texte mai vechi, din pământ ne naștem, în pământ ne întoarcem, despre asta este vorba în piesă, la urma urmelor, despre această legătură cu pământul, sigur, prin frați, prin părinți, prin blesteme. Am fost la Paris, la Muzeul Louvre, să văd tocmai secțiunea asta pe care o neglijasem înainte și m-am încărcat de informații despre Babilon, despre aceste statui înlănțuite, statui înaripate. Nu mi-a fost de mare folos, pentru că nu am... cum să spun, n-am folosit în mod direct în spectacol aceste lucruri, ele m-au încărcat energetic, dacă vrei. Mi-am dat seama că, până la urmă... Era chintesența. E destul de restrictiv să rămânem ceea ce suntem noi, adică niște membri a unui popor creștin. E ca și cum am începe în Evul Mediu și nu este corect, pentru că noi avem un început mult mai îndepărtat și acest om primitiv, dar un primitiv superb, un primitiv care ne exaltă și ne emoționează foarte mult, trebuie să revină în contemporaneitate din când în când, pentru că primitiv nu înseamnă un om care nu știe să facă nimic sau care nu are ritualuri. Și dacă ar fi să vorbim de un film, m-aș gândi la Troia. Sigur că este un film comercial, dar mă gândeam la ritualul de mormântare cu banii, exact cum se întâmplă și astăzi la țară, în România, ceea ce înseamnă că noi avem o puternică influență precreștină care ne hrănește încă, și e bine că ne hrănește, pentru că în felul ăsta avansăm către viitor într-un mod mult mai complex și mai subtil. Da, am fost părtașă. Și bine vreau să împart cu ea. N-ai vrut să mă urmezi! Nici eu nu vreau acum să împart această vină. Primejdea ce înfrunți, vreau să înfrunți și eu acum. Îl știe Hades pe totaș. Și morții știu. Nu-mi sunt iubiți cei care vorba doar iubesc.